Bună ziua, dragi oaspeți, bună ziua, dragi colegi, bună ziua, stimată doamnă secretară de stat, Adriana Cazacu. Suntem la masa rotundă Eugeniu Coșeriu și Basarabia din cadrul colocviului științific internațional Eugeniu Coșeriu, colocviul care se ține în trei universități, în universitatea care a dat naștere acestui colocviu, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în Universitatea de Stat din Moldova și acum, în anul acesta, an jubiliar, 100 de ani de la nașterea ilustrului lingvist Eugeniu Coșeriu, colocviul se ține la Universitatea de Stat din Moldova și la Universitatea Iurii Petrovici din Cernăuți. Muzeul a avut onoarea să fie partenerul acestui colocviu și să-și aducă modesta contribuție la desfășurarea colocviului ediția 14-a, s-a spus, da? 16-a. A 16-a, da? Și vă mulțumim că ați considerat că puteți avea speranță că muzeul poate aduce o parte de contribuție. Vă mulțumesc, doamnă președinte a Comitetului Organizator, Cărbila Spanț. Suntem la masa rotundă și la încheierea lucrărilor colocviului. În spațiul expoziției dedicată ilustrului nostru pământean, ilustrul lingvist, cel mai mare lingvist pe care umanitatea l-a dat lumii și unul din cei mai mari lingviști ai lumii, dacă nu cumva în secolul 20 cel mai mare lingvist al lumii. Deci în spațiul expoziției să spun lucrurile așa cum sunt. Eugeniu Coșeriu, 100 de ani de la naștere. Este o expoziție pe care am lansat-o, am realizat-o în 22 septembrie. Am avut, deci, avantpremiera colocviului. O expoziție pe care am realizat-o în prima sală renovată al noului sediu, sediu de curând al Muzeului Național de Literatură Română Mihail Cocălniceanu. Și suntem bucuroși că am reușit. Mi-amintesc că la prima noastră ședință de organizare a colocviului, eu spuneam că noi ne vom strădui, că noi nu avem ceea ce promitem, dar noi ne vom strădui să facem. Și iată că așa cum am putut, am reușit să desfășurăm această expoziție, care este mai degrabă o expoziție din lucruri luate în custodie, din piese luate în custodie, întrucât muzeul nu are foarte multe exponate, așa încât o parte mare din aceste exponate vin de la Eugenia Bojoga, nevoata lingvistului Eugeniu Coșeriu, care este aici cu noi și ea singură va vorbi despre aceasta. O parte din exponate sunt de la Centrul de Studii de Lingvistică Integrală Eugeniu Coșeriu, nu știu dacă nu greșesc cumva, Eugeniu, titlul, de la Universitatea, nu greșesc, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și mulțumim universității, mulțumim centrul pe care îl conduce domnul profesor Mircea Corcilă. O parte din exponate sunt de la Universitatea din Zurich, și mulțumim domnului profesor Iohannes Cabatec și Cristine Blorțu, care a contribuit ca aceste copii ale scrisorilor pe care le-a primit Eugeniu Coșeriu, o parte din aceste scrisori să ajungă și la noi și dumneavoastră le-ați văzut. Făcea o urmă Mircea Diaconu cu grupul de la Suceava, care îi dorim drum bun, pentru că sunt în drum acum către Suceava. Deci ce de nou nu ne-a scris Romanea Copsor. Dar lui Coșeriu i-a scris Romanea Copsor. O parte din aceste exponate sunt de la redacția revistei Limba Română, pe care Eugeniu Coșeriu a susținut-o și la care a colaborat foarte mult. Apoi, acest minunat portret pe care îl vedeți în dreapta este luat în custodie de la Institutul de Filologie Română Bogdan Petricei Cucajdeu și mulțumim Institutului că ne l-a transmis. Este portretul realizat de Iurie Matei. În spate, la fel, este un portret care nu
este încă piesă din muzeul nostru, e portretul neterminat al lui Eugen Coșeriu, pe care l-a schițat în măsura în care îl vedeți, una din personalitățile care a fost apropiată de Eugen Coșeriu, stabilit ulterior în Germania, teologin Calistru, care a purtat discuții cu Eugen Coșeriu, mi-a spus lucrurile acestea Andrei Țucanu. L-am invitat pe Andrei Țucanu să vină la această masă rotundă, pentru că este unul dintre cei cu care a fost Vladimir Beșleagă și alți 7 scriitori la Tübingen. Ați vorbit dumneavoastră, cred că o să vorbiți și astăzi. Și el a spus că este după COVID și nu poate să vină, dar a vorbit despre relația, mi-a vorbit despre relația pe care a avut-o acest pictor cu Eugeniu Coșeriu. Sunt piese din Arhiva privată a lui Nicolae Leacu, a lui Vasile Malanețchi, o serie de fotografii, cum ați spus dumneavoastră, domnul Celac, pregătirea pentru eternitate, cam așa ceva. Acele în care pozează Eugeniu Coșeriu sunt fotografiile lui Iurie Foca, artist fotograf, în care a fotografiat momentele în care Eugeniu Coșeriu a pozat pentru 3 sculptori și 2 din acele busturi sunt expuse aici. E bustul executat de Ion Zerciuc aici și dincolo bustul executat de Valentin Vârtosu. Și mai sunt și prezențe de la altcineva, Vladimir Beșleagă, când am venit la vernisare, ne-am dus o fotografie, am pus-o tot acolo, colecția de obiecte personale s-a completat astăzi cu 3 pixuri ale lui Eugeniu Coșeriu, pe care Eugenia le-a adus acum. Și, mă rog, încă se mai completează această expoziție, în spate acolo vom avea de luni robele lui Eugeniu Coșeriu, care vor sta un timp la noi, așa am convenit, nu-i așa, doamna profesor, da. Dar așa că luni vom avea și acele piese în expoziție. Noi am vrut ca această expoziție să o viziteze cât mai multă lume. Sunteți profesori, aveți studenți, este păcat să nu vină să vadă piese de muzeu, corespondența autentică, cărți poștale pe care au plâns cel care a primit-o, e vorba de o carte poștală cu urme de lacrimi pe ea, e o carte poștală pe care Eugeniu Coșeriu trimite părinților în septembrie 1940, când Basarabe deja făcea parte din Imperiul Sovietic și este expusă atât cât o să putem noi expune ca piesa autentică, pentru că manuscrisele se expun un timp foarte scurt și apoi se înlocuiesc cu copii, pentru că lumina zilei e periculoasă. Haideți să le evocăm pe Eugeniu Coșeriu, fiecare cum și-l amintește, să vorbim despre relația lui cu Basarabia și despre felul cum l-ați văzut dumneavoastră vorbind el despre Basarabia, chiar dacă nu sunteți basarabeni. Sau cum l-ați văzut dumneavoastră pe Eugeniu Coșeriu, un basarabean sau unul născut în Basarabia. Rudolf Vintiș povestește în acele secvențe pe care le-au organizat, de interviuri pe care le-a organizat centrul domnului profesor Cabatec, despre un moment când ei au, cred că în 55-56, la 65-66, unde la Hamburg a fost, da, când profesorul Coșeriu a ținut niște cursuri la o școală de vară și un grup întreg l-a urmat la Tübingen, printre care Rudolf Vintiș. Și el spune că umblam toți după profesorul Coșeriu, parcă formam un fel de sectă. Și cineva i-a spus, păi ce umblați vă după profesorul ăsta, parcă sunteți toți. Și zice, băi, ăsta ne învață carte, ne disciplinează, ne pune să muncim disciplinat și culmea, ne învață un român. Și nu că un român, dar un basarabean, și nu un basarabean, dar unul de la bălți. Aceasta a fost surpriza, deci așa spune Rudolf Vintiș, și unul din primii discipoli ai lui Eugeniu Coșeriu, cel pe care, spuneam și data trecută, l-ar fi încuiat Eugeniu Coșeriu în casă pentru 2 săptămâni în casa lui ca să-și termine teza, că tot nu-și termina teza de doctor abilitat, încuindu-l în casă și încheie cu dânsul. Așa spune legenda. Dar nu știu chiar dacă așa a fost. În tot cazul, profesorul Vintiș și-a dat doctoratul.
Așadar, să vorbim despre profesorul Coșeliu și le invit acum pe Vladimir Veșleagă, maestru Vladimir Veșleagă, să spuneți câteva cuvinte despre Coșeliu și Basarabia. Veniți aici. Doamna, eu cred că să ascultăm pe doamna Andrei Teori. Nu, nu, că doamna vorbește. Eu am de vorbit mult. Foarte bine. Dar eu am promis la deschidere, la inaugurarea expoziției, să vorbesc despre călătoria la Tübingen. Vorbiți? Apoi după asta, după doamna. Da. Bine, dacă vrea domnul, deci nu neapărat eu dau microfon, nu, 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 ne adaptăm la situație. Suntem absolut liberi să ne adaptăm la situație. Dar dacă vrea maestru Veșleagă să promească întâi Eugenia, ceea ce vreau să vă rog însă, spuneți în așa mod încât să nu stăm mai mult de o oră jumate, pentru că obosește cel care ține telefonul, nu avem suportul necesar și nici publicul care ne aude nu ar ține atât de mult, maxim o oră jumate, stăm aici și continuăm la un pahar de o cupă de șampanie pe care ne-a dat-o cu mare drag pentru acest eveniment, combinatul de vinuri Cricola. Trebuie să spun și acest lucru. Prin urmare, ce ne-a trebuit. Dragi participanți la această masă rotundă, nu pot să mă emoționez, deoarece relația lui Eugeniu Coșeliu cu Basarabia a fost una specială. Atunci când au început evenimentele în 89, când s-a produs victoria 31 august 1989, după care în 1999 a urmat Puciu și apoi declararea independenței în 27 august, Iohannes Cavatec lucra la teza de doctorat, la prima teză de doctorat. Și fiind asistentul lui Eugeniu Coșeliu, avea biroul lângă biroul lui Coșeliu. Și își amintește Iohannes Cavatec, am făcut două interviuri cu el, își amintește următorul lucru. Coșeliu era atât de entuziasmat, încât nu putea, aproape că se rea sus de bucurie, nu putea să, cumva, să asimileze această bucurie de unul singur și de fiecare dată se aducea la Iohannes, îi bătea în ușă și spunea, Iohannes, uite ce se întâmplă, uite că la Chișinău a obținut o mare victorie, a fost declarată limba de stat, limba română. După aceea, și ferește Iohannes, nu avea nimic cu limba română de Republica Moldova, dar Iohannes Cavalec se ocupă de limba galiciană din nord-vestul Spaniei. Teza lui de doctorat e pe această limbă. Și atunci, cumva, politica lingvistică și planificarea lingvistică i-a interesat pe amândoi și un dialog foarte, foarte interesant a apărut în revista Limba română de la Chișinău, care practic e un fragment din cartea de interviuri care se numește Alteritate, toleranță și masochism, dialog cu un elev despre politica și etica lingvistică. Și atunci și Cavatec spunea, pe mine m-a interesat problema limbii galiciene, pe Eugeniu Coșeliu îl interesa limba română din Republica Moldova. Ei bine, în 27 august, atunci când Republica Moldova își declară independența, vă dați seama, Eugeniu Coșeliu urmărea evenimentele la televizor. A doua zi dimineața dă telefon la consulatul Uniunii Sovietice de la Bonn și ca prin minune obține viza în aceeași zi. Eugeniu Coșeliu, care avea cetățenie uruguaiană, deci el în semn de respect și de recunoștință pentru Republica Uruguay și-a păstrat toată viața cetățenia uruguaiană. Deși a fost profesor în Germania, deși a primit crucea de fier a Germaniei, deși cea mai minunată decorație acordată etnicilor germani. Ei bine, Eugeniu Coșeliu periodic trebuia să meargă la ambasada Uruguayului să-și schimbe pașaportul. Revenind la momentul 27 august, deci ca prin minune obține această viză și prin Moscova își ia bilet de astfel nume, ceea ce la vremea respectivă era foarte dificil. Și în felul acesta, în 31 august,
1991, Eugeniu Cojoiu ajunge la Chișinău, un grup de intelectuali l-au așteptat, de scriitori l-au așteptat la aeroport și l-au adus direct în piața, în piața mare a adunării naționale. Îmi amintesc că eram cu un grup de prieteni, cu Victor Mora, care a fost ambasador în Portugalia, cred, eram cu Florin Damian și Rodica, regretata Rodica Damian, copilul Liviu Damian, și am auzit de la tribună, s-a anunțat că a sosit la Chișinău marele lingvist și marele basarabian Eugeniu Cojoiu. Deci nu venea să cred în această minune și mai mult ca atât a ajuns la Chișinău în momentul în care, am mai menționat acest detaliu deloc întâmplător, în momentul în care Dorina și Ion Anda Teodorovici interpretau pentru ea, pentru limba noastră. Fiindcă era o mare sărbătoare atunci, în 31 august, în Piața Mare a Adunării Naționale. Era după masă, o zi splendidă spre seară și a doua zi, deja Eugeniu Cojoiu a plecat la Mihăileni, însoțit de Valentin Mândecanu și de alți scriitori. Deci, gestul acesta deja arată cât de atașat era Eugeniu Cojoiu de Basarabia. Și într-un interviu realizat de Vasile Gârneț, publicat în revista Contrafort în 1996 și după aceea reluat în 2003, un interviu care se numește așa, Destinul Basarabiei îl văd cu speranță și cu mare teamă, Eugeniu Cojoiu răspunde la întrebarea lui Vasile Gârneț. Mai întâi întrebarea. Domnule profesor, deși trăiți de multă vreme departe de locurile de baștină, ați spus întotdeauna că ați rămas român, chiar un român basarabean. Cum vedeți de la distanță destinul actual al Basarabiei? Cum vede Occidentul perspectiva reîntregirii pământurilor românești? Răspunde Eugeniu Cojoiu. Destinul Basarabiei îl văd cu speranță și cu mare teamă. Distanța geografică dintre Germania și Basarabia nu înseamnă pentru mine și o distanță sufletească. Eu sunt mereu în Basarabia și între basarabeni, chiar și atunci când mă aflu în America de Sud. Trăiesc intens acest destin al Basarabiei și mă doare în mod constant. În ce privește, deci, pe de-o parte, atitudinea lui Eugeniu Cojoiu față de Basarabia este o atitudine la nivel uman, la nivel sufletesc, la nivel afectiv, la nivel emoțional. Pe de altă parte, Eugeniu Cojoiu, fiind în Germania, mai întâi în Italia, după aceea în America de Sud, în Uruguay, după aceea a revenit în Occident, fiind invitat de Universitatea din Tübingen, unde a și locuit în perioada 1963-2002, deci perioada de vârf a activității științifice a lui Eugeniu Cojoiu. Deci permanent Eugeniu Cojoiu era la curent cu ce se întâmplă în Basarabia. Și în 1972, fiind invitat al Academiei de Științe a Uniunii Sovietice, a fost invitat la Moscova, deoarece în 1963 rușii au tradus Sinfonie de Acolie și Istorie. Deci e prima traducere a capodoperei lui Eugeniu Cojoiu, Sincronia de Acronie Istorie, problema del cambio linguistico. Și fiindcă atunci Eugeniu Cojoiu nu a mers la Moscova, a tergiversat această călătorie la Moscova și în 1972, așa cum spuneam, la Moscova a plecat și Tamara Iliașenco, care era Tatiana Iliașenco, era directoarea Institutului de Limbă și Literatură al Academiei. Și Eugeniu Cojoiu a avut întâlnire cu mai mulți lingviști și atunci a fost invitat de doamna Iliașenco la Chișinău, dar a fost invitat în același timp și de alți lingviști, dintre care Arnold Cicobaba, deoarece Eugeniu Cojoiu avea deja traduceri în georgiană, din germană în georgiană. Și a preferat să meargă în Georgia, fiindcă i-a fost frică să vină la Chișinău. A mers în Georgia și la întrebarea, a fost invitat să țină o conferință, era omagiat Arnold Cicobaba, am plinat 80 de ani,
La întrebarea în ce limbă să vorbesc, deoarece la Moscova ținuse prelegeri în rusă, în spaniolă, în germană, în franceză, Cicopau a răspuns: domnule profesor, în orice limbă, în afară de rusă. Și atunci Eugeniu Coșeliu a vorbit în germană și o doctorantă traducea în georgiană. Și Eugeniu Coșeliu precizează acest lucru în volumul de interviu realizat de Cavatec și Murghia și tradus și în română. La vremea respectivă, în Republica Moldova, ar fi fost de neconceput ca cineva să vorbească în română. Ori aici e diferența între Georgia și Basarabia. Ei bine, Eugeniu Coșeliu atunci la Moscova a întâlnit doctoranți din Republica Moldova, cred că de la Băți, de la Universitatea Pe doamna Citaru. Pe doamna Citaru, da. Și firește a vorbit cu doctoranții, s-a bucurat foarte mult, a vorbit cu ele în română, iar liniștii moscoviți se uitau nedumeriți și l-au întrebat pe Coșeliu: cum puteți să vă înțelegeți dacă dumneavoastră vorbiți românește și ele vorbesc moldovenește? Și Coșeliu le-a spus: noi vorbim aceeași limbă, vorbim limba română. Nu a reușit să convingă. Ei bine, în continuare, deci Eugeniu Coșeliu ce-a făcut la Universitatea din Tübingen, cum a ajuns, a introdus limba română printre limbile romanice care erau studiate acolo. Deci româna era ca specializare principală și mai mulți discipoli ai lui Coșeliu au studiat limba română. Eugeniu Coșeliu i-a impresionat pe studenții nemți prin această deschidere imensă spre toate limbile, culturile, literaturile romanice, germanice, slave, fiindcă Eugeniu Coșeliu știa toate limbile romanice, toate limbile slave și multe alte limbi, fiindcă la Universitatea Sapienza din Roma a studiat și persana, și urdu, și maghiara, deci limbi neindo-europene, și suedeza, din dorința de a putea citi poezie în original, fiindcă Eugeniu Coșeliu a fost un poet toată viața, poezia a scris totdeauna în limba română. Revenind la relația lui Eugeniu Coșeliu cu Basarabia, deci această relație constă din două componente. Așa cum spuneam, prima parte este afectivă. Eugeniu Coșeliu de câte ori vorbea de liceul de la Bălți, îi vedeau lacrimile, fiindcă a fost un liceu de ținută, de mare ținută, și a menționat acest lucru mai multe interviuri. Ceea ce a învățat la liceul din Bălți, în special la franceză, la literatura franceză, la germană, el a constatat că la universitățile occidentale se studia la facultate. Deci, atât diferența, da? Pe de altă parte, există și un interviu realizat cu domnul Cazacu, cred că Nicolae Cazacu de la Bălți, în care se referă în exclusivitate la profesorii pe care i-a avut la Bălți, profesori excepționali, și la colegii pe care i-a avut. Și Eugeniu Coșeliu vorbea totdeauna, când își amintea de colegii de la Bălți, deseori avea lacrimi în ochi, deoarece s-a considerat cumva privilegiat de soartă, alți colegi au rămas, fie în România, fie în Republica Moldova, și efectiv nu și-au putut realiza potențialul pe care îl aveau, potențialul intelectual. Eugeniu Coșeliu de fiecare dată spunea că a avut un mare noroc că a plecat la timp, în 40, a doua zi după ce a fost cedat în Basarabia. Deci și Eugeniu Coșeliu a revenit după 51 de ani în Basarabia, așa cum știm cu toții. De câte ori a fost invitat, venea la Chișinău cu mare drag. În 2001, atunci când la Bălți s-a organizat acel congres excepțional dedicat lui Eugeniu Coșeliu, și după aceea s-a acordat titlul de doctor honoris causa la Universitatea Ion Creagă din Chișinău, când a fost omagiat în Republica Moldova. Probabil Eugeniu Coșeliu avea premoniția că va fi ultima vizită a sa la Chișinău. Parcă nu-i venea să plece, vroia să stea cu basarabenii săi în continuare. Atât de mult i-a iubit pe basarabeni, deoarece Eugeniu Coșeliu precizează că el s-a născut la 3 ani după Marea Unire și deja nu mai exista aproape urme ale rusificării. Deci peste tot se vorbea românește,
era, el s-a născut și a crescut în cultura românească și Eugeniu Cojocaru avea acest termen de comparație și vedea ce s-a întâmplat între timp în Republica Moldova, ce a însemnat pentru noi rusificarea, deznaționalizarea, etc. Bilingvismul armonios. Pe de altă parte, relația lui Eugeniu Coșeliu este și una științifică, una profund profesională, deoarece Eugeniu Coșeliu a oferit cea mai amplă și cea mai profundă caracterizare, așa zise, în limba moldovenești. Și îmi place să spun acest lucru, Eugeniu Coșeliu a abordat problema, așa zise, limba moldovenești dintr-o perspectivă foarte amplă. Noi știm că de problema limbii române de Republica Moldova s-au ocupat foarte mult și ne-am ocupat cu toții, nu-i așa? Și Eugeniu Coșeliu caracterizează această, așa zisă, limbă din trei perspective, din perspectivă tipologică, din perspectivă genealogică, în primul rând, din perspectivă areală, demonstrând pe baza studiilor minuțioase, deoarece a comparat atlasul lingvistic moldovenesc cu atlasul lingvistic românesc, atlasul perechinii și a demonstrat că limba populară moldovenească, de fapt, e o formă dialectul agraiului moldovenesc, deci iată, agraiului moldovenesc care trece dincolo de prut și ajunge până în Ardeal. Deoarece Eugeniu Coșeliu aici vine cu conceptele fundamentale de limbă comună, de limbă exemplară, etc. Deci Eugeniu Coșeliu justifică graiul moldovenesc de la Chișinău, ceea ce a fost numit limba moldovenească, acum simplificând lucrurile, și poziționează acest grai în cadrul limbii române ca limbă istorică, în această arhitectură extrem de complexă. Eugeniu Coșeliu nu respinge acest grai, ci demonstrează că deasupra graiului moldovenesc, deasupra acestei varietăți, se situează limba română comună și deasupra limbii comune este limba standard, limba exemplară, numită de Eugeniu Coșeliu sau limba literară. Ei bine, cei care susțin că vorbesc limba moldovenească încă trebuie să acceadă la acest nivel, deoarece în perioada sovietică, basarabenii pur și simplu nu au avut acces la limba română exemplară. Această limbă le-a fost luată, le-a fost ocultată, mai ales în primii ani, în anii 50. Și așa cum știm cu toți, a fost adus modelul din Transnistria. Pe de altă parte, Eugeniu Coșeliu, ca să vedeți cât de mult se identifica cu soarta Basarabiei, cu fenomenele culturale din Basarabia, voi aduce un citat cu ocazia mesei rotunde desfășurate la Facultatea de Litere a Universității din București în 1994, referindu-se la așa zisa limba moldovenească, Eugeniu Coșeliu declara în mod tranșant: savantul lingvist onest e dator să ia atitudine față de acest fals, să-i dezvolte esența și să-l combată cu ajutorul demonstrațiilor științifice. Dar la o altă ședință a Academiei din București, Academiei Române, Eugeniu Coșeliu, din 31 octombrie tot 1994, Eugeniu Coșeliu se identifica cu problema limbii române din Republica Moldova, afirmând următoarele: eu reprezint într-un fel problema care ne preocupă aici, fiindcă sunt român, moldovean și tocmai din actuala Republica Moldova. La acest acest fapt este destul de sugestiv, deoarece Eugeniu Coșeliu, care s-a ocupat de toate limbile romanice, și s-a ocupat și de limba galiciană și de spaniola din America de Sud într-un studiu magistral care se numește El Español de America, la unitate de idioma, deoarece în America Centrală și în America de Sud există o varietate extraordinară a limbii spaniole. Eugeniu Coșeliu acolo reclama cumva distanțarea lingvistului de problemele pe care le abordează, de problemele de care se ocupă. Ei bine, în cazul limbii române din Republica Moldova, cercetătorul, marele lingvist Eugeniu Coșeliu, cumva fuzionează cu subiectul de cercetare. Deci, iată,
Eu cer în Coșeriu ca ființă empirică, deci basarabeanul cu Eugeniu Coșeriu se identifică cu problemele din Basarabia. Așa cum știți, s-a referit și la moldovenism, s-a referit și la limba română, s-a referit și la cultura română. Și voi încheia cu faptul că într-o conferință pe care a prezentat-o la Suceava în 2001, Eugeniu Coșeriu preciza, Eugeniu Coșeriu care cunoștea foarte bine politica lingvistică sovietică și situația tuturor limbilor din vastul spațiu sovietic, spunea că problema limbii române din Republica Moldova este cea mai complicată și cea mai complexă, deoarece au fost și alte limbi, cum e găgăuza de turca scrisă cu alfabet chiriric, cum e carela, e finlandeza, de fapt, scrisă cu alfabet chiriric. Pe urmă, zicea că acest fals al limbii moldovenești poate fi echivalent doar cu așa zisa limbă tagică. Limba tagică nu există, este limba persană, de fapt, scrisă cu alfabet latin, dar chiar și spre deosebire de limba tagică, limba română a fost mult mai întregită, deoarece, pe de-o parte, limba moldovenească a fost transformată într-o limbă total diferită de limba română, deci a fost construită în opoziție cu limba română, ca o alternativă a limbii române. Pe de altă parte, n-a fost concepută în Transnistria ca o limbă literară. Și atunci, odată cu declararea limbii române în 31 august 1989, limba Victoria a avut victoria noastră a tuturor, acea mare victorie, a avut semnificație dublă. Pe de o parte i-a fost recunoscut statutul oficial, pe de altă parte i-a fost recunoscut statutul de limbă literară, de limbă de cultură, de limbă de prestigiu. Și atunci a însemnat acest lucru implicit și accesul la cultura română. Deci odată cu declararea, mai ales cu declarația de independență din 27 august 1991, când pentru prima dată s-a reușit introducerea sintagmei limba română în declarația de independență, deci atunci explicit cultura moldovenească a devenit automat cultura română. Și să continuăm acest model de deontologie profesională pe care, iată, mi l-a lăsat Eugeniu Coșeriu și să ne impunem în continuare limba română și să nu uităm contribuția lui Eugeniu Coșeriu în acest domeniu. Mulțumim, Eugenia Vojoca. O invit acum pe doamna doctor conferențiar Adriana Cazacu. Stimată doamnă director, stimați colegi, doamnelor și domnilor, sunt onorată să fiu prezentă la această masă rotundă. Am ascultat-o cu multă atenție pe doamna Eugenia Vojoca, vorbind despre marele Eugen Coșeriu. Și mă gândeam cât de norocoasă este. Este norocoasă pentru faptul că a fost atât de aproape de această mare personalitate. Spuneam acest lucru și în ședința de inaugurare a colocviului internațional de științe ale limbajului Eugeniu Coșeriu, care și-a ținut zilele acestea lucrările la Chișinău. Vorbeam despre faptul că mulți din cei prezenți în sală au avut marele noroc de a-l cunoaște pe Eugeniu Coșeriu, legătura fiind diferită, ceea ce ziceam mai devreme despre doamna Eugenia Vojoca fiind în relație de rudenie. Mulți dintre dumneavoastră știu din presă, pe viu am văzut, ați colaborat cu Eugeniu Coșeriu. Am și eu o amintire legată de Eugeniu Coșeriu. Fiecare dintre noi, probabil atunci când este omageat, evocat o asemenea personalitate, evocă anumite momente care leagă de această personalitate. L-am cunoscut, l-am văzut
nici nu pot să zic că l-am cunoscut, l-am văzut în viață pe Eugeniu Coșeriu în 1993, atunci când i s-a decernat, i s-a conferit titlul de doctor honoris causa la Universității de Stat din Moldova. Eram studentă la anul 4, în cadrul facultății de litere. Și astăzi port vie imaginea unei zile, în memorie, am o imagine foarte vie. A intrat Eugeniu Coșeriu în blocul numărul 1, blocul de studii numărul 1, blocul istoric al universității. Pe scara mare de marmură era corul Universității Lira. Eugeniu Coșeriu a fost intonat, așa cum se cuvine, cu imnul studenților Gaudeamus. Și noi eram foarte emoționați, studenții de atunci, era foarte multă lume. Cu această ocazie a ținut 5 zile, 5 conferințe, zilnic avea câte o conferință. Aula numărul 4 era arhiplină. Bineînțeles că venea multă lume, nu erau doar studenți și profesori. Noi, până atunci, probabil că nu mai asistasem la un asemenea eveniment. Ulterior au fost și altele. Tot în acea sală, eu mi-amintesc și când i s-a conferit titlul de doctor honoris causa lui Eugen Simion, spre exemplu. Dar până atunci, în acel moment, pentru noi, sau eu cel puțin în cadrul facultății de litere, nu mai trăisim un eveniment similar. Am avut în cadrul facultății de litere profesori foarte buni, respectiv știam ce înseamnă o prelegere foarte bună, dar ne-au impresionat fără îndoială acele lecții, pentru că se puneau într-un fel altfel problemele. Eu, știu, cel puțin eram obișnuită cu o modalitate de predare, ca să zic, compartimentele lingvistice, într-un fel, noi le studiam așa într-o perspectivă descriptiv-normativă, ca să zic, pe când Coșeriu punea probleme, încerca să inițieze un dialog cu cei prezenți, o discuție. Deci erau niște lecții foarte vii. Asistam la un act de creație, aș putea zice. Zilele acestea tot am trecut prin memorie acele momente și cam acestea sunt cele mai vii impresii. Atât l-am cunoscut eu, sau a fost cea mai puternică impresie, pentru că ulterior a mai fost Eugeniu Coșeriu la Chișinău, a mai fost în cadrul Universității de Stat din Moldova, dar cel mai mare impact asupra mea și probabil asupra colegilor mei l-a avut acea primă vizită. Vor vorbi alți colegi, vor vorbi probabil profesorii din cadrul facultății de litere, mă uit la doamna Condrea, cu siguranță că l-a cunoscut mai îndeaproape. Și apropo, doamna Condrea, astăzi foarte frumos ați prezentat istoria blocului numărul 1, încadrat, știu, în istoria orașului, în istoria străzii Mateievici. Și vă zic, sunt în drept alții, probabil, să vorbească, cei care l-au cunoscut mai bine, mai îndeaproape. Eu încă un moment aș vrea să menționez. Mai întâi, estimată doamnă director Coasa, vreau să încep vă felicit pentru aceste evenimente. Am urmărit vernisarea, ca să zic, a expoziției, inaugurarea expoziției online. Din păcate, n-am putut fi prezent aici, am ascultat și discursurile. Am ascultat și pe maestrul Beșleagă și pe doamna Ana Bantoș. Vă felicit și pentru organizarea acestei, desfășurarea acestei mese rotunde. Mulțumim pentru că, bineînțeles, că aceste evenimente dau plus valoare colocului Coșeriu. Mulțumim pentru parteneriatul frumos și împreună am reușit, consider eu, să organizăm un eveniment frumos. Împreună am obținut și un suport financiar pentru organizarea acestui colocviu din partea Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Prin urmare, împreună putem face lucruri frumoase, demne, cred eu, de memoria acestui mare savant. Eugeniu Coșeriu este un model pentru noi toți, ne inspiră în continuare. Datoria noastră a tuturor, a profesorilor, a cercetătorilor, cred că este să-l aducem pe Eugeniu Coșeriu mai des și mai mult în universități, adică să-i studiem opera, iar odată studiată opera, știu, sau cercetările să fie diseminate și în cadrul societății,
pentru că nu avem prea multe asemenea personalități. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Bine ați spus, doamna secretar de stat, împreună. Împreună reușim să facem lucruri demne de înaintașii noștri. Ori pentru noi, basarabenii, Eugeniu Coșeriu este un reper. Dacă ieșim într-o discuție cu frații noștri din alte zone românești, da? De cine ați dat voi culturii române? Cine sunteți voi? Cine vă reprezintă? E bine, Eugeniu Coșeriu este un basaradean. Și noi sigur că da, Eugeniu Coșeriu, da, Bogdan Petrice cu Coașteu, da, Constantin Stele, da, cu tare. Sigur că ne face, sunt niște argumente tari, dar asta obligă, pentru că nu este suficient să spui că și eu sunt basarabeancă ca și Eugeniu Coșeriu, trebuie să tinzi spre acea valoare care este Eugeniu Coșeriu, este și va fi Eugeniu Coșeriu, adică sigur că nu avem talanții lui, nu avem geniul lui, pentru că Eugeniu Coșeriu a avut geniu. A fost atins de geniu, a avut geniu. Spuneam că el însuși spunea, numele meu se constituie din eu plus geniu. Mai cu seamă când a trecut în română, și în română, nu doar în spaniol, la Eugeniu, că la un timp a fost Eugeniu. Semna Eugeniu Coșeriu. Deci asta ne obligă să fim mai sobri, să fim mai serioși, să fim mai temeinici, să ducem lucrurile la capăt. Pentru că mai avem eu cred că toți românii au un fel de blestem a zidului părăsit. Dacă avem o legendă atât de mare, numește Romanole, a zidului părăsit și neisprăvit, suntem marcați de acest arhetip și cam abandonăm lucrurile. Este o mare calitate să poți să-ți propui să faci un lucru și să-l duci la capăt. Deci asta ne-ar obliga ideea de a zice că suntem și noi basarabeni ca și Eugeniu Coșeriu și că am dat literaturii lingvistici științe românești un Coșeriu și am dat științei universale un Coșeriu pe un savant care se numește Eugeniu Coșeriu. Toate acestea mai degrabă obligă decât sunt forme de mândrie. L-am cunoscut în măsura în care a trebuit să organizăm acel colocviu, dar am spus și data trecută și acum mă gândesc tot mai mult că nu eram pregătiți de o întâlnire cu Eugeniu Coșeriu, pentru că trebuia să fi fost pregătiți pentru asta. Ceea ce ne-a dat curaj a fost faptul că l-am întâlnit la colocviu de la Suceava și noi tocmai lansasem revista Semn, eram cu primul număr al revistei Semn, care a apărut în 95 și el a spus, sunteți la Băț, aceștia sunt bălțenii mei. Eram cu domnul profesor Popa și parcă erau niște trofei de nu știu de care, domnul profesor spunea, aceștia sunt bălțenii mei. Și tot îi purta de mână cu el, așa, și noi mergeam și noi așa ca niște puișori din ăștia puțin speriați, nu prea înțelegem ce se întâmplă. Era domnul profesor Ciobanu, erau mulți profesori de la Chișinău, probabil ne-am întâlnit și colegii de aici, acolo la colocul de la Suceava, dar ne trata preferențial și asta ne timora, firește, și ne înarepa. Traiam așa un fel de stare confuză și atunci am spus profesor, dar veniți, dacă vi s-ar da doctorul scauza Universității de Bălți, ați venit la Bălți? Da, cum să nu vezi? Este primul doctor honoris causa Universității din Bălți. Aici vreau să spun ceva. Este prima și unica conferință de răspuns la laudatio rostită în latină. Nu am mai auzit până atunci și nu am mai auzit de atunci. E foarte vie acea memorie, pentru că sala era arhiplină, cum spune și doamna Cazacu, era sala de festivități a Universității, fosta capelă a liceului Domnița Elena și era arhiplin, dar venise și de la liceul Creangă, era liceier. E când Eugeniu Coșeriu rostea textul în latină, era o chestie mai
Dar când erau și liceeni acolo care nu erau pregătiți nici cât mine să asculte așa ceva, era puțină rumoare în sală. Și asta era pedeapsa supremă. Că ei nu știau să asculte Diogen de Poșeni. Ei nu știau să-l ascultă, dar era o pedeapsă pentru noi. Noi aveam să fiu foarte bine. Pentru că contribuisem și domnul Gheorghe Popa și eu ca acest lucru să se întâmple. I-am spus domnul rector, domnul rector Filip a acceptat și a fost o mare sărbătoare atunci. Inaugurarea galeriei de doctor honoris causa Universității din Bălți cu Eugeniu Poșeiu. S-a așteptat foarte mult timp, cred că era 97, dacă nu greșesc, ca primul doctor honoris causa să fie Eugeniu Poșeiu. Atunci am luat primul interviu și al doilea interviu după, înainte de fapt, colocviului pe care l-am organizat cu prilejul celor 80 de ani de la naștere și o fotografie acolo, o să vedeți în vitrina aceea cu fotografii în care suntem chiar în biroul decanului de atunci, întâmplător eram decanul și domnul profesor Poșeiu stă așa mai străgeam, Nicolae Leacu potrivește aparatul de înregistrare și domnul Gheorghe Popa potrivește întrebările. Nu știam că o să mi-aduc atâta că atunci și atâta că dură pe inima această amintire. Dar noi putem povesti și povesti. Domnul Beșaru, sunteți pregătit? Vă dau microfonul acolo. Da? Dragii mei copii, pentru că toți sunteți copiii mei, așa de la o vreme în adresă de om. Să nu vă mirați că o să vorbesc prea mult, de nu știu cât timp încerc să fiu mai concis și nu reușesc. Poate o să mă învățați voi. Dar o să încercați să vorbesc prin sentințe sau parabole, ca să fiu mai concis. Nu e nimeni profet în țara lui. Și nu cumva Eugen Coșeriu și-a intuit destinul încă în copilărie, în julie, când a spus către profesorul lui Roman Mandăcanu că eu o să-i învăț carte prin nemți. Asta să știe. Destinul lui a putut să realizeze doar în afara acestei arii blestemate din neam românesc. L-am avut profesor pe Nicolae Corradeanu, care ne-a predat limba moldovenească. Omul s-a pierdut, omul s-a contorsionat, omul s-a chirșit, cum să-ți spui, s-a chirșit și nu și-a putut reveni după 90-10 ani sau nu știu cât. Sau după 98, când s-a rămânat. Iată, a fost, ăsta este destinul neamului nostru. Și acum vreau să vă distrez un pic. În anul 90, după ce s-au deschis hotarele, vine profesorul Paul Neron de la Freiburg, în câteva rânduri, cu doamna Elza Luder, la Chișinău. Ne întâlnim și ne face o invitație în Germania, la Freiburg. Și s-a întâmplat că în cel an, noi, un grup de scriitori, cum a spus doamna Maria Șlechtițchi, 8 la număr, s-a întâmplat să fim toți deputați. Unii deputați în Parlament de la Chișinău, unii deputați în Parlamentul de la Moscova, în Congres Popoarelor. Și aveam pașaport diplomatici și putem călători. Și am pornit noi, am pornit 7, dar la 8 le-a venit Valeriu Matei singur și 3 cernăuțeni. Mergem la Moscova, de la Moscova cu avionul, venim la Berlin. Aterizăm în aeroport Schönbrunn înseamnă fântâna frumoasă. De acolo nu știm ce să facem.
pentru că era după reunificarea Germaniei din toamnă și încă nu stabilise nimic. Și cel care a fost genialul, lider sau, cum îi spune, țapul nostru care ne-a dus, noi eram turma, el era țapul, dar Ion Batamanu. Zice, mergem, abordăm, atacăm și mergem. Și ne urcăm într-un tramvai care făcea cursă din zona fostă sovietică în zona germană. Nu era niciun doctor, nu conductor, nu condare, nu niciun bilet, nimic, ne vedem în gara care aveam nevoie să mergem spre Fraiori. Dar era într-o duminică. Nu erau, era închis toate. Ne duci, eu care rup ceva german, am încercat să văd totul închis. Și atunci țapul nostru, Ioan Batamanu, zice, știți ce facem noi? Atacăm trenul, ocupăm un vagon, un compartiment și gata, și așa se face. El care era cel năuțean și vinea cu trenul la studii, la Chișinău, avea experiența asta, noi n-avea. Și așa se face. Ne cățărăm într-un vagon, ne băgăm într-un salon, închidem ușile bine, ne culcăm și dormim, că eram somnoroși. Trece noaptea sau noaptea spre ziul, dar trenul merge, ne duce la vale, pentru că e despre Berlin, spre Freiburg, spre sud. Și la o vreme de noapte sau mai spre ziul, de acum mi se pare că dimineață, dar noi știam că suntem evrași, suntem frauduroși. Și facem un scenariu. Și eu îi spun, Mihai, tu ești mai reprezentabil, mai arătos, tu ai putea să fii șeful delegației. Dar eu o să fiu pe lângă tine tălmaci. Și când o să vină cineva să ne controleze, noi arătăm la tine că iată ăsta e șeful nostru, tu faci important așa și îți spui ceva cuvinte, dar eu o să te traduc. Și eu o să vin descurcat mai curat. Și iată dimineață vine controlorul. Bate în ușă cu cheia, știți cum bate? Cu cheia în ușă, că noi am închis ușa dinăuntru, nu așa cumva. Bate până la urmă deschide. Și nici una, nici două strigă. Fără carte! Bilete, fără înseamnă călătorii, carte, bilete de călătorii. Eu mă uit la Cimpoi și aștept să spune el ceva. Cimpoi, taci! Înghețăm călușca. Atunci eu, cu germana mea, spun foarte important în rolul lui Cimpoi, lider, zice, mai în foc, aia e ofițer de delegație. Noi suntem o delegație oficială. Fără cartă! Și ia țepe la noi. Și ia și ia și era rău. Și au văzut că nu poate să-ți scoată din noi nimic. Și se duce. Zic, gata, am scăpat. Nu, n-am scăpat. Se duce și vine cu un rusoi, care călătorea între Angeala, cu un rusoi care vine și începe să ne chestioneze pe ruschi. Și noi spunem așa, iată, noi suntem invitați la Universitatea din Freiburg, la profesorul Paul Miron și așa mai departe. Ei, bune, în felul ăsta cum s-a produs? Au telefonat la gara, dar Paul Miron aștepta la gara. Și s-au liniștit. Când am ajuns noi la gara, Paul Miron ne-a întâlnit, o plătit bilete și noi n-aveam nimic și gata, am plecat. Bun, am ajuns la Freiburg. Dar aici nu e chiar așa de simplu. Am găzduit, cum să zic, și ne-a gândit Paul Miron într-o vilă, într-o pădure, congres, nu știu ce. Vă spun al doilea banc frumos. Există un analist politic care se numește Vladimir Socor. Îl cunoaște foarte bine. Acest Vladimir Socor a avut o treabă cu mine.
În 89, noi am mers la Cernuț și am inaugurat Societatea Culturală Mihai Eminescu. Eu l-am aflat de la München, de la Europa, de unde era, și mă sun acasă. După aceea, peste o săptămână, mă sun acasă și întreabă, cum a fost acolo? Spune-mă ta, tare, tare. Zic, așa, doamne, eu sunt obosit, păi de mâine, păi mâine, stau să mă concentrez, să-mi adun gândurile, știu. Bun, mă sună a doua zi. Și iar mă sună și eu, din inerție sovietică. Îi spus, tovarăș Sokol, foc, îi spună, eu nu sunt tovarăș, eu sunt om. Am făcut, am pus o mânuire, am făcut o rioaie, cum se zice. Acum ce se întâmplă? Când eram, stăm noi la Freiburg, Sokol, care era la München, corespondent la Europa Liberă, aude, află că suntem noi un grup de pasaradieni, de deputat, de scriitori și vine să facă reportaj. Vine și scăpează în aceeași vilă cu noi. Ce se întâmplă? Că îi se defectează de portofon. Dar Paul Miron, Paul Miron ne-a dat nouă parale. Știți că la Caniși, da, niște parale. Și noi ne-am dus în oraș și toți ne-am cumpărat aparate de radio. Nu, cu reportofoane, aparate cu reportofoane. Vataman ne-a cumpărat două. Zic, băi, i-am și unul pentru cine meu. Băi, eu sunt confiști la vama, nu-i voi. Două. Și iată, ei se defectează lui Sokol reportofoane. Și îl împrumut de la Mândăcan. De la... La Mândăcan. Vataman. De portofon. De la Mândăcan. De la cine îl împrumut? De la Mândăcan. Așa, bun. De care? De la Mândăcan. Stăm noi o zi, două, trei. Sokol nu îi întoarce reportofonul la Mândăcan. Mândăcan vine la mine și zice, băi, ce-ți fac eu cu Dumnezeu? El a spus cu reportofonul meu. De eu zic, du-te mai șoșenic, eu cred că uitat, eu cred că e al lui. Frosu și, dar cum îl cheamă noi? Dar eu mi-am adus aminte de treaba mea de la Chișinău, cum m-au bruscat el cu domn și cu tovarăș, și tu știi cum îl cheamă? Cosoar. Dar eu Cosoar. Dar era de așa un nas ca un Cosoar. Absolut așa un nas, să știi. Să duci tovară, domnule Cosoar! Domnule Cosoar! Zice, îmi doarci să-mi... Eu nu sunt Cosoar, eu să-ți să fac! Și i-am întors, i-am întors de leau. Nu Cosoar, după ce m-a făcut el domnul și tovară. Bun. A avut o prezență de spirit și de dragoste față de noi, Paul Miron, și ne-a dus prin Schwarzwald, prin pădurea neagră, de la Freiburg, și ne-a arătat cheile Dunării, unde izvoarele Dunării. Izvoarele Dunării, noi am călătorit cu două mașini. Una era gazda noastră, cu o șață, nu știu, prezintă. Pe mine m-am băgat într-un grup care nu știa germana și eu am văzut pe un panou sus, pe pădure, pădurea neagră, într-un panou scris, Donau Quelle, izvoarele Dunării. Băi, noi am ajuns la izvoarele Dunării. Și când am văzut, acolo era așa un fel de cerc rotund, în care se noi așa de ciment, din înălțimea asta, și s-a adunat trei râuri, trei izvoare care erau, veneau cu numele lor și când se forma Dunăre. Deci era izvorul de unde pornește Dunăre, matca lui de acolo. Ajungem noi la Tübingen. La Tübingen ne întâlnește Eugen Coșeriu, ne plimbă nu știu ce, pe om ne duce la o cafenea sau la un restaurant. Dumnealui suferea de leucemie. Avea masa lui
unde era, unde servea, unde servea vin roșu ca tratament. Și să dea într-o parte. Dar pe noi ne-am șezat toți câte erau vrăjgani ăștia golani pe o masă lungă. Și ne-au comandat bere. El își bea vin roșu, dar noi ne-au comandat bere. Batamanul stă și gâfâie și gâfâie și gâfâie. Și dracu preci noi cu berea toți. Toate noi suntem de bere, și noi am venit aici în Germania să bem bere. Și ești comandă vin. Coșelul se uită așa, nu o să-ți nimic. Dar ce-a fost înainte de asta? Eu zic, băi, oare, nu pune pe om la cheltuială, băi. Și noi suntem niște mâncări, niște băuturi, din așa. Dar când vineam de la casa lui, s-a oprit la un bancomat. Și în fața noastră, noi, sălbați și dumnezeu, prima dată am văzut bancomat. Eu zic că și eu băga și acolo dește, nu știu ce, și aici se cădeau mărțile. Cădeau mărțile, dar uita banul așa cu ochii. Băi, dar cine e? Dar el are bani. El are bani, știi ce? Eu ai văzut și toți scoți, eu faci tu să mai scoartă și așa că... Și în felul ăsta. Ei bine, am asistat la o lecție a lui Eugen Coșeriu la universitate. Am trecut prin piciorușile noastre pe străzi, pe stradele, pe ganguri. Am văzut niște praguri de marmură sau de granit roasă. Și cineva a spus, uite aici. Aici au învățat studenții Goethe, Schiller, Herder și alții și alții și alții. Și am asistat la o lecție la el, la universitatea lui, avea vreo 8 sau 10 studenți sau masteranți care se perfecționau în limba română. Și după care am mers la Heidelberg. La Heidelberg am făcut cunoștință cu Klaus Heitmann. Klaus Heitmann, mare figură, ce să mai vorbim. Și acum, ca să termin, să închei, iar am să vă spun că Eugen Coșeriu a fost predestinat și în neamul nostru s-au manifestat în plan internațional, în afara țării. Lucrul ăsta l-a simțit și Ionescu, lucrul ăsta l-a simțit și Cioran, și alții și alții, și Mihai Milescu Spătaru. Uite, ăsta este destinul, ăsta este destinul, că în afara țării să se manifeste. Dar Eugen Coșeriu a avut norocul să trăiască și să ajungă în perioada când s-au deschis granițele, hotarele, căile și a venit la Chișinău. Și, cum spuneam, de una sau ieri sau alaltă, când a fost, că am avut ocazia la limba română, la redacția limbii române, să stăm împreună și eu am avut așa plăcerea să-i fac un compliment. Zic, ce frumos destin! Ce ocazie, ce prilej frumos ne-a oferit viața și destinul ca să stăm împreună și să-l ascultăm și să-l admirăm pe un om de mare valoare care este Eugen Coșeriu. Și atunci dumneavoastră cu spiritul critic, ăsta ne-a făcut mie un compliment. El zice, și eu mă bucur că stau în față cu un mare prozator. Dar eu zic, mare prozator, de la masa asta, ori de la de pe strada asta. Uite așa a fost. Da. Eugen Coșeriu, în onoarea lui, al lui Eugen Coșeriu, profesorul germanilor, vreau să vă recit cei patru sau două catrene din Goethe. Goethe din Faust, în germană. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, das ist wird da.
Alles vergängliche ist nur kein Gleiches. Alles dar am vrut să vă fac cunosc câteva versuri din Faust și din Hölderlin și tot așa. Iată așa, și-o să fie onoarea mea. Cu altă ocazie, eu să-mi amintesc. Dacă vă amintiți, noi să le spuneți. Vreau să vă spun că Vladimir Beșleagă este din aceeași zodie cu Eugeniu Coșeriu. Vladimir Beșleagă, în 25 iulie, am venit vârsta de 90 de ani. Zodia Leului! Apoi, da, zodia Leului, da. De vârsta de 90 de ani, sănătate, maestre Beșleagă. Am bucurat. Am uitat. Trebuie un pahar de vin. Atunci va fi. Da, cu pare șampanie, mă aduceți aminte, da. Și în 27 iulie, Eugeniu Coșeriu ar fi împlinit 100 de ani, da? Deci sunt o diferență foarte mică, totuși 90-100 de ani. 10 ani este foarte puțin între o vârstă de 90 și 100. Doamna Irina Condrea, mă rugăm foarte mult să vă amintiți momentele cele relevante pe care le țineți doar în minte. Veniți aici. Mult stimată doamnă director Maria Șlechtițchi, slavă doamnă Cazacu și onorată asistență, m-am adresat unui întâmplător doamnă Șlechtițchi, pe care vreau să o felicit încă o dată pentru această casă primitoare în care ne aflăm și sper eu cel puțin să vin și cu alte ocazii și cât mai des. Pentru că asemenea spații nu prea avem foarte multe. În ceea ce privește motivul pe care ne-a adus aici este această omagiere a profesorului Eugen Coșeriu. Nu pot să spun că l-am cunoscut îndeaproape, dar în anii în care și dacă stau să mă gândesc, prima dată a venit la Chișinău când în 1991 și în 2000 a fost ultima dată. 2001, scuzați. Adică câți ani au trecut? Foarte puțin. Dar a impresionat atât de mult viața științifică și am urmărit într-un timp la ce manifestări a fost. Era un om foarte mobil. Peste tot venea imediat ce era chemat și cred că cu cea mai mare plăcere venea aici. Eu l-am văzut pentru prima dată în 1900, nu, l-am văzut și mai înainte, dar am avut așa un contact cu el în 1993, atunci când mi s-a conferit titlul de doctor honoris causa al Universității de Stat din Moldova. Și într-o ambianță foarte specifică, hai să zic. Atunci profesorul Coșeriu venise la Chișinău și trebuia cumva conducerea universității, îmi pare că rector era domnul Boris Melnik. Da. Și eu am activat un timp, eram și secretarul Senatului, știa, era atunci o foarte mare problemă cu trecerea la cafea latină și la toate documentele în limba română. Și pentru Senat, eu am fost persoana care am făcut această trecere, domnul Melnik știa foarte bine cu ce mă ocup și atunci când a venit domnul Coșeriu, trebuia cineva să trateze cu domnia sa cum se vor desfășura lucrurile, să vorbim cum va fi ceremonia sau ce mai trebuie de făcut acolo. Mi-am zis foarte bine că era la fostul hotel Codru. Mai ne amintim acum de ce a fost. Era cazat acolo, dar erau niște apartamente speciale din partea cealaltă. Dar cum am venit eu? Pentru că din administrația universității erau 3 sau 4 persoane care vorbeau foarte aproximativ limba română. Vorbeau rusește, de fapt. Toată administrația și documentele și tot ce trebuia să făcea în limba rusă. Și domnul Melnik
Rectorul și-a dat seama că trebuie să fie cineva acolo care știa vorbi română. Și în felul acesta am venit eu acolo, am discutat ceva mai mult, am vorbit eu, ei, ca un fel de traducător eram. Cred că domnul Coșeliu înțelegea rusa, dar era ca pentru toată lumea straniu să vină profesorul Coșeliu aici și să vorbească nu știu cu cine limba rusă. Dar ei încă nu cunoșteau, erau 4 persoane care la universitate, nu erau deloc siguri în felul în care vorbeau. Este această nesiguranță a basarabienilor cu limba română și acum că se mai păstrează. Și atunci am avut iată rolul acesta de intermediar și, bineînțeles că mai mult am vorbit, am discutat eu cu domnul Coșeliu decât ceilalți care erau acolo și m-am întrebat la un moment dat, bineînțeles, cu ce mă ocup, ce fac, am spus că predau limba română, a rămas foarte uimit într-un fel și mulțumit, chiar limba română, zic da, chiar limba română, m-a întrebat de unde sunt și atunci am avut subiecte de discuție pentru că suntem din aceeași zonă. Eu am multe rude la Bălți, cunosc foarte bine orașul, mi-am trecut mai mult acolo copilăria. Invers, venea de la țară la oraș, pentru că bunicii mei, după ce au fost deportați, n-au mai făcut să stea, n-au putut să stea în satul de Paștum și s-au stăpit pe Bălți. Și m-am întrebat atunci, cu atâta interes, cum este acolo, mai este liceul acela? Bineînțeles că nu este. M-a întrebat ce se întâmplă. El mai fusese, dar era atât de de interesat să mai afle de la cineva. M-a întrebat de părinți, mama mea a fost învățătoare și iarăși a zis că uite cum e, se transmite din generație în generație și am avut atunci o discuție așa de suflet. Eu nu aș putea să spun că sunt niște teme sau ceva, dar am înțeles cât de dornic era să vorbească cu cineva care este tot de acolo, care știe aceleași lucruri. Eu sunt din raionul Blăgeni și vreau să vă spun că satul meu de Paștine se numește Limbeni. De la limbă cum ar fi. Și am vorbit și despre asta. Satul Paștine Limbeni, frumos. Limbeni vechi. Care este satul Limbeni? Este, sunt două sate. Două sunt Limbenii vechi și Limbenii noi. Dar știi de ce vă întreb? Pentru că eu am un banc. Băi, cum dracu să te duci tu la Mămăliga, să iei Mămăliga și să fugi cum am sud la brânza, să bagi brânza smântână și să ajungi la nicio creste din gura. Dar acum adu cum aici și limbeni. Pare Am fost de la Mândra la Frumoasa și după aceea... Satele sunt Mândra. Ce nuanțe sunt astea cu Mândra și Frumoasa? Am fost de la Mândra... Jumara lipsește. Da, la Mândra la Frumoasa și după aceea la Frumșica. Foarte spălini. Da. Astea au fost niște amintiri așa, iar când mi s-a cuvenit titlul de doctor honoris causa, s-a referit și doamna Cazacu la acele prelegeri, eu am făcut niște notițe, stăteam foarte aproape de catedră și am observat și mi-am dat seama, pe urmă fiind și eu profesor, cum era contactul cu sala. Eu notam și mi-amintesc atunci s-a vorbit despre filozofia limbajului, alteritate și competență lingvistică. Erau niște teme despre care nu se auzea la noi. Semantica structurală, cred că mai multe subiecte și întrucât eu scriam, subliniam și domn profesor probabil că vedea că eram foarte aproape. Și dacă vedea că nu reușesc, se oprea. Făcea o mică pauză și am simțit că face lucrul acesta pentru mine, pentru că avem conspectul, l-am păstrat mulți ani. Și asta a fost un contact care ne-a marcat, bineînțeles, pe toți. În primul și în primul rând, pentru mine, personalitatea lui Eugen Coșeliu a fost ca om de-al nostru, de aici,
basarabean și oricare din titlurile pe care le-a avut, cred că nu se compară cu cel care provine de la Mihăileni și suntem din aceeași zonă și suntem compatrioți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimată doamnă profesor, ce păcat ar fi fost dacă n-ați fi venit. Ce păcat. Acum, haideți să invităm pe o cercetătoare din zona în care Eugeniu Coșeru și-a încheiat studiile universitare din Italia, de la Florența. Cine vine? Marimba. Vă rog, permiți. Floarea Virba. Vârba, Floarea, Vârban, de la Florența și spuneți exact de unde. Floarea, da? Vârba. Înainte de a spune că vin de la Florența, dar eu, de fapt, m-am născut într-un sat din sudul României, în Ciocănești de Călăraș. Și asta este... Tot Călăraș. Și ținând de pe undeva, Coșer a spus la un moment dat, eu am avut întotdeauna față de studiu atitudinea băiatului de la țară, care a avut norocul să merge la școală și era așa de bucuros de acest noroc că n-a încetat niciodată să învețe. Și eu, care m-am născut într-o familie foarte simplă și am considerat și eu că am avut norocul să merg la școală și, într-adevăr, și eu, nu, la un moment dat, nu mai puteam să mă opresc. Tot voiam să merg mai departe, să învăț. Și am spus recent că îmi place mult mai mult să învăț de la alții decât să învăț pe alții. Am venit una dată în Basarabia, în 91, când terminam Facultatea de Litere din București, trebuia să fie un fel de școală de folclor. De fapt, ar trebui să culegem folclor undeva în satul Izvoare, din raionul Florești, dar ajungând acolo, n-am mai cules niciun folclor. Am făcut o mică, foarte mică anchetă lingvistică pentru că eram așa de impresionați de felul în care vorbeau oamenii din Izvoare și, bineînțeles, înțelegeam absolut tot. Am râs foarte mult cu acei oameni care ne deschideau nu doar casele lor, dar și inimile lor, ne povesteau despre multe întâmplări vesele și râdeam, dar și despre multe întâmplări triste, despre deportări, despre de puțin s-au întors din acele deportări și atunci și râdeam și plângeam și mâncam și tot așa. Și am venit apoi a doua oară în 98, când am vorbit prima dată cu Eugeniu Coșeriu, am stat la acest hotel, la Podru. Veneam de la Institutul de Lingvistică din București împreună cu alți doi colegi și m-am dus ascultându-l cum povestea în acest limbaj foarte expresiv ce facem, atacăm. Eu rămăsesem fără conducător de doctorat și eram disperată, nu găseam pe nimeni. Descoperisem pe Eugeniu Coșeriu și am zis trebuie să ajung la Eugeniu Coșeriu într-un fel, fără să-mi pun problema cum o să ajung. Și aproape că am gândit, atacăm. Și atunci m-am dus la directorul institutului, la domnul Sala, și am zis, trebuie să mă trimiteți, trebuie să merg neapărat la Chișinău, pentru că mă întorsesem de la Moscova, era în decembrie 97, și când m-am întors, am ajuns la București, mi-au spus, a murit domnul Codeanu, ți-am zis să te grăbești cu teza, acum ce faci? Și în momentul ăla m-am gândit, trebuie neapărat să găsesc pe cineva care să mă ajute. Și am ajuns și am vorbit și m-am dus și la profesorul Coșeniu într-un fel pancarajare zicând trebuie să mă ajutați, știu că puteți. Și profesorul Coșeniu a zis, uite, acum trebuie să vii la Târgoviște și așa mai departe. Și la Târgoviște, abia atunci, și la Chișinău am vorbit foarte puțin, dar la Târgoviște am văzut acea parte umană, acea parte de basarabean din Coșeniu, care m-a primit într-un fel, într-o acasă a spiritului și m-a îndrumat aproape cu o bunăvoință părintească și omenească ieșită din comun. Și eu am devenit atom după întâlnirea de la Târgoviște cu profesorul Coșeriu, pentru că mi s-a deschis într-un fel, nu doar mintea, mi s-a deschis o lume întreagă, un orizont întreg și am început să gândesc altfel, să văd lucrurile altfel, să le văd așa cum sunt, eventual, așa cum zice Coșeriu. Și
Mulți aici au vorbit despre ceea ce Coșeriu a dat Basarabiei și cât de mândri sunteți dumneavoastră să-l aveți pe Coșeriu, să aveți așa un reprezentant de seamă în lingvistică, în lume, în lumea științei, dar în general în lume. Dar eu cred că și Basarabia a dat foarte mult, i-a dat foarte mult lui Coșeriu. Dacă poate, dacă n-ar fi fost basarabean, poate ar fi fost un alt fel de om de știință, un alt fel de lingvist. N-ar fi avut poate această generozitate. Deci nu doar ospitalitatea aceea de a privi oamenii acasă la el, dar ospitalitatea aceea de a te primi pe tine ca un tânăr cercetător și de a te lăsa să te ospădezi într-un fel la ceea ce el îți punea pe masă, tot ce el știa, ți-l dădea așa, din toată inima, exact așa cum în 91, când am venit și am intrat în casele basarabenilor din izvoare, în același fel și Coșeriu m-a primit și mi-a dat tot ce mi-a pus într-un fel pe masă, tot ce avea mai bun, deci m-a ajutat în puține ore să știu unde să mă duc și ce să caut și mi-a spus cui să scriu și ce carte să-mi trimită și așa mai departe și mi-a citit apoi în continuare părți din teză. Deci eu cred că și Basarabia i-a dat foarte mult lui Coșeriu și prin Coșeriu ne-a dat foarte mult nouă tuturor o lecție și cred că dumneavoastră și astăzi ne dați tuturor o lecție de generozitate, de ospitalitate, de bunătate umană. Și cred că atunci când a ajuns în Italia, Coșeriu, pentru el Italia a fost un loc al tinereții foarte frumoase și cred că nu putea să găsească un loc mai frumos pentru acea perioadă din viața lui decât Italia, care este prin definiție un loc al frumuseții. Și țin minte că eu aveam probleme cu limba germană, le am încă și acum, dar la un moment dat mi-a zis trebuie să citești dacă știi germană și dacă nu știi tot trebuie să citești. Și așa că așa am și făcut, am tradus cuvânt cu cuvânt ce trebuia să citesc. Și la un moment dat a zis ca să mă ajute, uite, spune Ipsala să te trimite în Germania. Între timp am obținut o vizită în Italia și l-am întrebat ce să fac, să vin în Germania sau să mă duc în Italia. Nu s-a gândit nici măcar o secundă, a zis să te duci în Italia. Și așa am și făcut. Poate dacă mergeam în Germania și făcut mai rapid o carieră, dar n-am să regret niciodată cum am dus în Italia, că am ales într-un fel, știi, acest loc al frumuseții. Și cred că și Italia a adăugat, i-a dăruit ceva lui Coșeriu. Basarabia i-a dăruit ceva, Italia i-a dăruit ceva și apoi America Latină i-a dăruit foarte mult, foarte, foarte mult lui Coșeriu. Coșeriu i-a dăruit o școală de lingvistică, multe lucruri, dar și America Latină i-a dăruit ceva lui Coșeriu. Și cred că trecând prin aceste lumi diferite, dar probabil fiecare la fel de frumoasă, Coșeriu a devenit acel om, un fel de om universal, care era acasă la el oriunde în lumea asta. Și de asta cred că nu făcea nicio deosebire într-o persoană mai mult sau mai puțin școlită, într-o persoană mai mult sau mai puțin importantă și tratată pe toată lumea la fel. Deci avem foarte multe de învățat și astăzi de la Coșeriu. Eu cum aș opri aici, pentru că sunt extrem de emoționată și cred că sunt alte persoane mai importante decât mine, care probabil vor să spună ceva despre Eugen Coșeriu. Vă mulțumesc foarte mult, a fost o bucurie deosebită să pot să spun câteva cuvinte mici despre un om așa de mare. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult de la Centrul de Studii Lingvistică Integrală, de la centrul pe care l-a inaugurat profesorul Mircea Porcilă, care spunea că, deși era doctor în știință și era format deja după întâlnirea cu Eugen Coșeriu, toată viața lui s-a dat peste cap și a trebuit să o ia de la capăt. O invităm pe Ioana Boc, să spune ceva despre relația ei cu opera lui Coșeriu și despre felul cum îl vede astăzi, în acest moment. Am stat așa pe nepregătite.
Mă bucur că sunt aici, studiez opera lui Coșeliu încă din studenția. Am avut privilegiul să-l am profesor pe domnul Mircea Borcilă, care ne-a deschis acest orizont. Opera lui Coșeliu mi se pare și mi s-a părut întotdeauna extrem de revelatoare, pentru că deschide ferestre spre nenumărate perspective. Este un adevărat privilegiu să îl citești și de fiecare dată descoperi lucruri noi și lucruri care te inspiră. Am găsit foarte multe răspunsuri la întrebări, la impasuri la care au ajuns unele perspective și care păreau greu de depășit, însă apropiindu-mă de opera coșeliană, am reușit să îmi răspund mie la foarte multe întrebări legate de funcția limbajului, de poezie, de ce este poezia. Tocmai de aceea am spus că e o permanentă sursă de inspirație opera lui Coșeliu. Eu nu am foarte multe amintiri personale, am savurat toate discursurile de dinainte. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să îl întâlnesc personal pe Coșeliu. Am asistat doar la o serie de conferințe pe care le-a ținut la Universitatea din Cluj. Aceeași atmosferă am recunoscut-o adică mi-am adus aminte că atmosfera descrisă de doamnele care au vorbit înaintea mea, am simțit-o și eu la Cluj, același public numeros, dornic să îl cunoască, să afle cât mai multe lucruri, să aibă revelații în urma conferințelor sale. Cam atât, dacă știam că mă invitați la cuvânt, poate îmi organizam puțin gândurile, dar mulțumesc! Eu țineam că v-am spus. Parcă așa părea mie. Dar probabil sunt depășită și de emoții și de... Eu mai am doi vorbitori pe care vreau să-i invit la cuvânt și acum mă gândesc cum să facem. Dar o facem pe următor, o să invit pe doamna Lăsănenco, care l-a cunoscut la Bălți, nu-i așa? Să-și amintească despre Eugeniu Coșeliu și nu spuneți cum v-am spus. Dumneavoastră, v-am spus, poftiți, doamna Asenico. Este directorul sau managerului memorialului Ipotești, Centrul de Studii Mihai Eminescu. Ați spus, dar n-am dat-o să vă spus. Așa, semne serioasă. Eu nu sunt serioasă. Vă mulțumesc, doamna profesoară, pentru invitație. Eu fac și eu parte din categoria celor care l-au văzut pe Eminescu. L-au văzut pe Coșeliu, nu pot spune că l-am cunoscut, și l-am văzut pe Coșeliu datorită conferinței pe care au organizat-o profesorii noștri și cred că tot atunci am învățat și am organizat conferințe pentru că ei își făcuseră un desfășurător, fiecare avea obligație, de la cafea până la... Eu eram cronometru, așa mă aduc aminte, trebuia să spun, este ora, ne pornim, este ora, ne pornim și asta făceam continuu. Am amintire care este dintr-o altă perspectivă sau val întregii o amintire pe care am mai auzit-o relatată de mai mulți. Când a fost lăsat Coșeliu în sala polivalentă de la Memorialul Ipotești. Eu am altă perspectivă pentru că eu am rămas cu Coșeliu. De la universitate. Dacă sunt acolo, vă rog să mă arătați, am și eu învață. Dar nu este sau polivalentă. Acolo este doar un anfiteatru la Rețiuni și Coșeliu cred că nu a fost acolo. Deci eram în conferință. După comunicările în plen, toată lumea avea o carte în mână,
era vorba de lecții de lingvistică generală, scoasă la editura ARC și toată lumea stătea în rând să ia autografii, bineînțeles. Eu nu pot să-mi dau seama cum s-a întâmplat, într-un moment toată lumea a ieșit din sală și am rămas eu și coșerii. Eu, bineînțeles, eram foarte speriată. Eu eram cu timpul, știam unde trebuie să meargă, dar oricum și coșeriu cred că era speriat, s-a speriat cum arătam și eu, foarte serioasă. Și a zis, m-a uitat. A zis, nu, nu v-a uitat, eu trebuie să vă conduc, mergem împreună. Ca să-mi dau seama, eram atât de emoționat încât am uitat unde trebuia să-mi duc. Și n-am ieșit unde au mers toți colegii prin ușa interioară, dar m-am dus pe exterior ca să-mi fac timp să-și dea seama ei că l-au uitat într-adevăr pe coșeriu și cumva să le găsească. Telefoane nu erau, nu aveam telefon acum. Am ieșit din sala polivalentă în stradă și am intrat pe partea centrală. Ai noștri la stejar, îl căutau pe coșeriu, bineînțeles. Da. Și când l-am văzut la poartă, eu intram pe poartă, foarte mândră, vedeți coșeriu, domnul Neacu, cred că prima oară l-am văzut atunci alergând despre stejar spre poartă. Să-mi găsească pe coșeriu, l-au recuperat. Sau dar replica a fost, m-ați lăsat și voi ca bucureșteni. Da. M-ați uitat și voi ca bucureșteni. Alex, nu, nu am convins că nu l-au uitat, prin urmare. Și după aceea, cred că a fost masa și am intrat din nou în aceeași sală polivalentă, când ieșea coșeriul din sală, noi ne-am aliniat cumva în două rânduri, dumnealui trecea, eu eram, cred că, prin al treilea rând, că nu eram prea curajoasă să stau în primul, și coșeriul s-a oprit în dreptul meu și mi-a întins mâna. Și cred că era un gest, eu cred că m-a recunoscut și era un gest cumva așa de mulțumire, așa l-am priceput eu cu tot și nu l-am uitat. Da, mai am amintire, dar aceea o las pentru altă dată. Mulțumesc! Vă să invit pe cineva care l-a cunoscut și a vorbit și știe și a colaborat, doamna Ana Bantu, și-o dat seama că despre dânsa este vorba. Spuneam și când am făcut această excursie că aceste fotografii pe care le vedeți sunt de la limba română și sunt câteva vitrine cu materiale de la limba română. Eugeniu Coșeriu a ținut foarte mult la această revistă. Poftiți, doamna profesor. Onorată gazdă, dragi oaspeți, stimați colegi, cred că este un moment foarte frumos, toate aceste evocări ne-l aduc printre noi, pe Eugeniu Coșeriu, și lucrul acesta este extraordinar. Ca să poți să trăiești în atmosfera vie în care a fost Eugeniu Coșeriu, înseamnă foarte mult. Așa încât eu vă felicit, doamnă director, pentru perseverență și pentru faptul că ați adunat aici mai multe materiale foarte importante și de aici încolo cred că va trebui să continuați să faceți același lucru, pentru că noi avem nevoie de Eugeniu Coșeriu. Avem mare nevoie de el. Și avem nevoie și în sensul că ar trebui să-l cunoaștem mult mai bine, să cunoaștem ceea ce a făcut și ce a însemnat și ce înseamnă pentru lingvistică în plan universal. Doamna Vârban a spus un lucru extraordinar, că noi ne mândrim cu Eugeniu Coșeriu, el ne-a dat foarte multe lucruri, dar și Basarabia i-a dat lui Eugeniu Coșeriu ceva ieșit din comun. Ați caracterizat atât de frumos, stimată doamnă, sufletul lui Coșeriu din perspectivă basarabeană și eu vă dau dreptate. Eu am făcut un text pe care l-am prezentat la Biblioteca Națională, la Biblioteca Municipală, Bogdan Petricei, cum aș eu, despre orizont lingvistic coșerian, integralitate și actualitate, așa am spus eu. Interdisciplinaritate și actualitatea. Cred că este un lucru extraordinar și am găsit și o teză susținută la Cluj, sub conducerea lui Bazarab Nicolescu, despre transdisciplinaritate,
se vorbește mai mult despre transdisciplinaritate decât despre... Este autoarea în sală? Cred că da. Mă bucur să vă cunosc, stimată doamnă. Am citit cu atâta interes teza dumneavoastră. Și știți, am văzut felul, cum îl percepeți pe Eugeniu Coșeriu în dialog cu Basarab Nicolescu. Este extraordinar. Vă felicit pentru această lucrare și eu fac legătura cu ceea ce spunea doamna Bărban. Mă întrebam, de unde, domnule, această deschidere a lui Coșeriu spre lingvistică din perspectiva științelor culturii, a filozofiei culturii, pentru că așa este. Probabil în statutul lui de cercetător se află acest început din Basarabia. Este foarte curioasă trăsătura aceasta, pentru că Eugeniu Coșeriu, de fapt, este un cercetător, un savant, care a lucrat foarte mult timp pe cont propriu. Cineva m-a întrebat, unde ați ajuns pe culmile cercetării? Ați avut oameni? Întâlnirea cu anumiți oameni a fost atât de importantă? Împrejurările sau ce altceva? La care el spune, nu atât întâlnirea cu oamenii, poate împrejurările în care m-am pomenit, dar cel mai mult m-a ajutat perseverența mea de basarabean de a cunoaște lumea. Iată această perseverență a basarabeanului deschis pentru a cunoaște lumea este extraordinară și mă gândeam că poate de aici pornește și drumul acesta complicat al lingvisticii integrale care, de fapt, vizează un drum spre începutul, spre sursele culturii universale. De acolo vine această teorie a lingvisticii integrale. Zilele acestea am citit cartea unui filozof francez, Edgar Morin, se numește Lecția unui secol de viață. Acest Edgar Morin a împlinit 100 de ani tot în luna iulie anul acesta. El a avut fericirea de a ajunge la vârsta de 100 de ani, spre deosebire de Eugeniu Coșeriu, care nu a atins această vârstă, dar care a reușit să ne transmită o experiență extraordinară. Am avut norocul să călătoresc la Cluj, la Târgoviște, la Iași, în timp am aflat peste tot, dădeam de urmele lui Coșeriu, profesorul care a deschis, a însemnat foarte mult pentru, nu știu dacă este cineva de la Iași, acolo era extraordinar de respectat, idolatrizat aproape. Lucia Cicor, de exemplu, povestește ce a însemnat întâlnirea ei ca cercetător în literatură cu Eugeniu Coșeriu. Exact așa cum ați spus și dumneavoastră, ea a dat-o peste cap. I-a schimbat total viziunea asupra lucrurilor. A încurajat-o. Noi, cei din Basarabia și cei de la Iași, veneam dintr-un alt sistem, dintr-un alt regim. Schimbarea aceasta, Eugeniu Coșeriu a venit exact în momentul când se producea această schimbare de regim. Și vreau să vă spun, majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți momentul când a venit el acasă, la Chișinău, era un moment fast pentru filologia de la noi. Nu mă tem să spun acest cuvânt. Pentru că lingviștii erau antrenați solid în lupta pentru limbă. Și erau mulți lingviști, printre care cei care mi-au predat mie la Facultatea de Litere și vreau să spun, stimate domnule Vladimir Veșneag, că l-am avut și eu profesor de Nicolae Corlăteanu, care atunci când a fost omagiat la 90 de ani în aula Senatului la Universitatea de Stat, eram acolo în sală, a spus următorul lucru. Eu, pe parcursul vieții mele, am scris lucruri poate despre limba moldovenească, cu care nu eram de acord. Dar în adâncul sufletului meu, eu n-am trădat niciodată. Prin aceasta, noi studenții lui Corlăteanu, așa îl percepeam.
El nu ne-a orientat spre o altă limbă moldovenească decât cea română. El ne-a orientat spre limba română. Asta este că noi în suflet suntem drepți, dar în afară suntem strângi. Nu, Corlăteanu a lăsat o carte, testament, în care a spus adevărul, a spus că limba care se vorbește în Republica Moldova este limba română. Și toți ceilalți lingviști. Corovan a fost cel drept, nu s-a lăsat, dar Corlăteanu șuvai. E bine, mă rog, fiecare părerea sa. Corovan era altă factură, era alt temperament, era altă structură, a fost mereu în opoziție. Corlăteanu și firea lui era alta, nu puteam să judecăm totul. Au venit soviet și rușii și-au adus muieret rusesc și i-au prins pe toți muierii. Nu degeaba scrie Dabija Rusoaică, de Sanchez Rusoaică. A pus mâna o Rusoaică pe Corlăteanu, a pus mâna o Rusoaică și Corovan, dar Corovan nu s-a dat. Trecem peste căsătoriile înaintași domnului. Vreau să spun că în acel moment când a venit Eugeniu Coșeliu în Basarabia, acești lingviști, Corlăteanu, Anatol Ciobanu, Silviu Berejan, Ion Iețcu, Nicolae Mătcaș și sunt încă atâția pe care te poate mai amintesc aici. Erau toți antrenați în această luptă pentru limba română. Deci a fost un moment extraordinar. Pe Mândăcanu, pe Vasile Pavel, pe atâția. Și Eugeniu Coșeliu s-a implicat în apărarea limbii române. Eu am aici dovezile. Deci revista Limba Română apare la Chișinău de 30 de ani, anul acesta împlinește 30 de ani. Și iată acest număr din 1996-34 este un număr în care mai multe materiale sunt dedicate lui Coșeliu la 75 de ani, când împlinea el 75 de ani. După care vine, iată, 2001, când am primit 80 de ani, eveniment care a fost sărbătorit la Bălți, după care la Chișinău. Eu m-am implicat în organizarea acestui eveniment, deși nu aveam nicio funcție atunci. Am predat pentru sărbătorirea lui Coșeliu la Academie, nu în altă parte. Și la această sărbătorire, după sărbătorire, am organizat la Casa Limbii Române o agapă, o masă, cu mijloacele noastre foarte precare. Dar a fost o atmosferă foarte frumoasă. Era prezent și domnul Mircea Borcilă cu doamna, erau foarte mulți intelectuali, filologi, istorici și scriitori. Și pentru ca să... Era Eugeniu Coșeliu sărbătorit la 80 de ani, iar revista Limba Română la 10 ani de la apariție. Erau timpuri complicate, președintele de curte era Rău. Iată ce fotografii reflectă, da. Limba Română 10 ani. 10 ani. Și aici, înainte de evenimentul de la Chișinău, am participat la Bălți. La Bălți am plecat împreună cu Alexandru Bantoș, redactorul revistei, și ne-am înțeles așa, el pleacă la Chișinău, eu rămân să vorbesc cu Eugeniu Coșeliu care sunt problemele cu care ne confruntăm. Pentru ca în luarea sa de cuvânt la Academie să le aibă în vedere. Am mers cu Coșeliu, i-am povestit, i-am spus tot și la acea întrunire de la Academie, Coșeliu a ținut un discurs extraordinar. Alexandru s-a ținut de capul lui și a zis că vă rog să-mi dați textul pentru a publica în revistă. Era târziu, a doua zi dimineață tare, urma să plece la Galați, însoțit de Stelian de Năstrăcel. Mai mulți eram în fața hotelului Codru, unde îl așteptam să coboare ca să plece spre Galați. Îl așteptam toți, era și Silviu Berejan, și Anatol Ciobanu, și Stelian Dumitrăcel. Și am mai spus lucrul ăsta, regret și acum, că nu am avut niciun aparat de fotografiat, nimic, să facem o poză ca să rămână. Erau ultimele clipe petrecute de Eugeniu Coșeliu la Chișinău. Și a venit,
într-un târziu, cu textul, el întinde lui Alexandru, îmi zice, poftim, bantoș cel crunt. Și iată, acest text, în apărarea revistei Limba Română, este apărut în, această, în acest număr de revistă. A urmat un alt număr, In Memoriam, în 2002, dar vreau să vă spun că Coșeriu era foarte conștiincios, își înregistra toate articolele publicate. Le făcea el lista asta. Și ultimul pe care l-a notat în lista pe care o făcea atât de conștiincios este articolul publicat în revista Limba Română. El fiind în viață, după aceea au mai apărut și alte articole. Avem aici un număr dedicat de acum, In Memoria. Să știți că au scris atâția oameni, atât de frumos au scris. Iar acesta este numărul recent apărut în care am adunat materialele Alexandru Poartu și el, meritul este al lui. El a adunat și a muncit pentru a aduna aceste materiale în această revistă. Și vreau să vă spun că Eugeniu Coșeriu mi-a dat niște lecții și mie personal mi-a dat niște lecții. Vreau să o amintesc, să o reamintesc, să le amintesc cu una din aceste lecții. Fiind la Iași, eram la doctorat la Iași și mergeam cu o delegație de filologi de la Chișinău la congresul, Eugenia, ți amintești? Congresul filologilor, la conferința națională, la conferința națională limba română. Pe care făcea Dumitru Ierimie. Limba română azi. Limba română azi. Și noi, Alexandru Bantuș și cu Silviu Berejan, au cătuit un text care urma să fie citit la Iași, după aceea la Chișinău, în apărarea limbii române, denumirii limbii, și a revistei. Am ajuns la Iași și acolo știam că Eugenia era însoțea pe Eugeniu Coșeriu, care participa la acea conferință. I-am dat Eugeniei Țantești un exemplar din acel material și i-am spus, te rog să-i dai domnului Eugen Coșeriu și să-i spui despre ce este vorba, ca să fie la curent. Într-un final, Dumitru Ierimie a citit acel text și din prezidium s-a ridicat regretatul Ion Codean, academician, și a spus, acolo era clar scris că limba care se vorbește în Republica Moldova este limba română, iar academicianul Ion Codean, în virtutea funcției pe care o deținea, probabil, a considerat necesar să spună următorul lucru, că noi știm ce limbă se vorbește în Republica Moldova, dar nu avem dreptul să le spunem celor din Parlament cum să o numească. E, a început rumoare în sală, unii mai așa, era scandalos momentul acesta, și s-a ridicat Eugeniu Coșeriu cu figura lui impozantă, cu zâmbetul lui inconfundabil, da? Și a spus următorul lucru. Dacă noi respectăm Parlamentul din Republica Moldova, avem datoria să le spunem adevărul că limba care se vorbește în Republica Moldova este limba română. A spus-o cu atâta bunăvoință, atât de calm, încât toți s-au liniștit. Iar pentru mine, eu aveam niște emoții nebune, stând acolo în sală, că trebuia să mă duc acasă cu niște rezultate. Și pentru mine a fost o lecție treaba asta, când am văzut cum poți să ieși dintr-un impas. Nu neapărat să sari la bătaie, poți să spui lucrurile cald. Bineînțeles, trebuie să fie Eugeniu Coșeriu ca să fie auzit. Aș vrea să amintesc aici un moment al întâlnirii lui Eugeniu Coșeriu în satul lui natal, la Mihaieli. Soțul meu este din Râșcani și eu am o rudă prin alianță, cu natul meu mai mare, este chiar din Mihaieli. Știind despre această întâlnire, știind într-un pe acolo, am mers împreună cu Alexandru, cu soțul meu și cu feciorul, să participăm la acel eveniment. Am participat de la început până la sfârșit. Am văzut cum l-au primit cu pâine și cu sare consătenii. Cu mic, cu mare au ieșit, după care am mers la Casa de Cultură și acolo elevii au prezentat un concert. S-au pregătit ca de mare sărbătoare. Fetele dansau dansuri de astea de bal, îmbrăcate frumos, cântece, versuri. Și, într-o pauză, Eugeniu Coșeriu a coborât în sală
s-a apropiat de un bătrânel care era chiar în spatele unde stăteam și eu și l-am văzut cum comunica cu acel bătrânel care s-a dovedit a fi colegul lui de bancă din clasele primare. Și îi zice, mai ții minte ce șotii făceam noi când eram la școală? Cum ne jucam în bumbi. Un lucru extraordinar, să vezi un mare savan coborând la acel om simplu, puți un tel la trup așa și... dar felul de a comunica m-a lăsat mai impresionat foarte tare. Și după aceea a mai spus un lucru Eugen Nicoșelul la acea întâlnire. El venise acasă, dar casa lui părintească nu mai era. A venit peste 51 de ani. Dar era nucul de la poartă. Și el a spus așa, am venit acasă, n-am mai găsit casa părintească, dar am găsit nucul de la poartă care m-a așteptat când eu veneam seara târziu. Mă așezam sub nuc și m-am așezat și de data asta am stat sub nuc și ne-am șoptit unul altuia niște lucruri. Și eu sunt cu inima împăcată. Deci, iată un moment care arată sufletul, dimensiunea sufletului unui mare om care știe să se bucure de viață și știe să dea o turnură, o întorsătură lucrurilor. Așa cum ar face, eu cred că orice basarabean, vreau să cred. Eugen Nicoșelu ne-a reprezentat și ne reprezintă, iar noi avem datoria de a-l cunoaște mult mai mult și mă bucur foarte mult că astăzi am avut ocazia să mai amintesc o dată despre Eugen Nicoșelu, pe care îl văd și în acest portret, un portret pe care eu, în calitate de director al Institutului de Filologie, când eram, l-am comandat lui Iurie Matei. Mi se pare un portret foarte frumos. Și l-am comandat cu următorul gând, pe care nu s-a numit, ca Institutul de Filologie, într-o bună zi, să poată numi lui Eugen Nicoșelu. N-a fost deocamdată, dar asta ne-ar obliga la mult mai mult, bineînțeles, la o cunoaștere mai profundă și la perseverență. Asta își dorea Eugen Nicoșelu și noi trebuie să fim recunoscători pentru tot ce a făcut pentru noi. Vă mulțumesc! Știm că am mai continua și nu ne ajunge timp să vorbim despre o personalitate atât de mare. Am să rog pe doamna președintă a Comitetului de Organizare a acestui colocul, doamna profesor, doctor Capilitat, Ludmila Svanț, să spună concluzia colocului. Vă rog, doamna Svanț. Stimată doamnă director, scumpă colegă, cred că azi putem așa să ieșim din oficialități. Eu o singură concluzie. Cu așa invitați, colocul este o reușită mare. Vă mulțumesc! Dragi colegi, aici se încheie lucrările colocului. Noi trebuia să facem totalurile, dar le-am făcut în altă formă. Așa mi se pare mie că le-am făcut în altă formă. Rămânem în opera lui Coșeiru, rămânem să citim, să facem, cum spuneam, să ajungă opera lui Coșeiru spre alții. Deci ea trebuie publicată în limba română, trebuie să construim și noi măcar atât, să-i aducem opera în limba română în totalitate. Știu că nu este ușor, știu că trebuie traducători buni. Când spunea Eugen Monteanu, tu știi, Maria, ce traducători trebuie să fie ca să poată să traducă opera lui Eugen Nicoșelu în limba română. Știu că este greu, dar trebuie de făcut. S-a tradus, nu zic că nu. Dar totuși sunt încă lucrări care nu au apărut în limba română. Să continuăm, deci. Fiecare să-și facă onest datoria. Avem un modelul lui Eugen Nicoșelu în față și să spune, și să ținem cont de un principiu de viață al lui Eugen Nicoșelu, a spune lucrurile așa cum sunt.